În data de 4 decembrie 1977, în Bangui, în capitala Imperiului African Central, lumea a mărturisit încoronarea unui nou împărat, împăratul Bokasa. Costul acestui eveniment pentru încoronarea lui a fost de 25 de milioane de dolari, tot Evenimentul planificat și aranjat de un designer francez, Oliver Bryce, adus în mod special pentru acest eveniment. Și la ora 10 și 10 minute la fix, trâmbețele anunțau sosirea noului împărat. Defilarea, care era plină de exagerare, defilarea a început cu 29 dintre copiii săi legitimi. Cei ilegitimi nici măcar nu erau numărați. După care a urmat uh, Jean Bedel Bocas al ii fiul împăratului care era următorul moștenitor la tron. Îmbrăcat într o uniformă albă de admiral, s-a urcat și el alături de tatăl său și a așezut pe o perină roșie la stânga tronului. După aia a, a urmat Caterina soția lui preferată dintre cele nouă soții care le avea acest viitor împărat. Îmbrăcat într-o rochie adusă și iat, special de la Paris, în valoare de 73 de mii de dolari. Împăratul a sosit într-un car de război, împodobit în vârful lui cu un vultur de aur și tras de șase cai de război. El fiind îmbrăcat într-o haină formată din 785 de mii de perle. Și ca asta n-ar fi fost suficient, suflată și în aur. Pe capul său purta o cunună de ghirlande de aur, ca cele purtate de împărații din Imperiul Roman din vechime. Și la concluzia acestei defilări, obscene de altfel, Bocasa s-a așezat pe tronul său, care și acest tron era în forma unui vultur, și a cărui preț era de 2,5 milioane de dolari. A dat jos cu una lui de aur. Și precum Napoleon, cu 173 de ani înainte, a luat asupra capului său o coroană care avea pe vârful ei un diamant de 80 de carate. A cărui valoare este greu de estimat. În schimb, domnirea acestui împărat bocasa nu a fost chiar așa de strălucită precum în ceremonia de încoronare. La doar doi ani după ce a urcat pe tronul Imperiului, a fost dat jos de pe tron de francez în timp ce el era plecat într-o călătorie din țară. Doi ani a suprit pe oamenii săi, pe poporul său și a fost scos de la putere într-o singură zi. Încoronarea acestui împărat de altfel ne denotă cât de absurd și cât de ridicol pot fi oamenii, dar în același timp este un portret plastic și viu care ne arată că omul, când are posibilitatea, caută întotdeauna să ridice în slăvi. Fiecare dintre noi, în măsura posibilităților noastre și când posibilitățile sunt infinite sau foarte mari, devenim chiar obsceni în felul în care căutăm ca să ne ridicăm în propria slavă. Într-o asemenea lume, de împărați pompoși, de împărați care caută propria lor slavă, într-o asemenea lume în care ne aflăm, scrie Ioan, capitolul 12, și ne prezintă un alt fel de împărat. Ne prezintă o intrare triunfală a unui împărat care merge împotriva oricărui tipar omenesc. Așa cum știți, dacă rețineți. Ne aflăm în capitolul 12 în perioada Paștelui la Ierusalim. Un timp plin de energie și tensiunea, mai ales la această sărbătoare, tensiunea în Ierusalim era palpabilă. Evenimentele care s-au întâmplat în zilele acelea erau foarte drastice și puteai ca să, să guști în aer tensiunea care era prezentă, era electrizant. Cu doar câteva zile înainte, am văzut din Evanghelia după Ioan că Lazar a fost înviat din morți. Tensiunea se poate simți, se poate gusta în aer la Ierusalim. Liderii iudeilor, de altfel, umblă să-l caute pe Domnul Isus și pe Lazar ca să-l omoare, iar în același timp mulțimile îl caută ca să-l vadă pe Isus. Unii care au fost prezenți la învierea lui Lazar și alții care au auzit vestea acestui eveniment, sunt nerăbdători ca să îl privească pe Isus. Și în acest context, în această sărbătoare, în această perioadă tensionată, ni se prezintă în capitolul 12 un nou împărat. Adevăratul împărat. Un contrast total față de tiparele omenești. Și Ioan, în pasajul acesta, de la versetul 12 la versetul 26, ne arată două evenimente majore care se întâmplă în viața Domnului Isus Hristos. În primul rând, vedem prezentarea împăratului. În Biblia Cornilescu, de exemplu, este, sau noua traducere, este denumită această porțiune Intrarea Triunfal. Împăratul intră în cetate. Vedem prezentarea împăratului. Urmată, în a doua etapă a textului, de proclamația împăratului. Împăratul are un decret, are un mesaj pentru poporul său. Priviți prezentarea împăratului, de la versetul 12. În ziua următoare, marea mulțire care venise la sărbătoare, auzând că Iisus vine la Ierusalim, a luat ramuri de palmier și a ieșit în în întâmpinare. Ei strigau, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, așa cum este scris, nu te teme, fica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Osana, în mod literar, înseamnă salvare. Strigăte de anticipație din partea poporului. Iisus era privit acum de toată cetatea, mai puțin de liderii iudeilor, ca și un izbăvitor, ca și cel care urma ca să-i vină și să-i scoată de sub asuprirea romanilor. Și poporul striga, Osana, Osana și cita din psalmul 118, un psalm care cu doar 100 de ani în urmă răsuna prin cetatea Ierusalim cu ocazia revoltei macabeilor care a izgonit pe greci. Grecii care erau în controlul cetății, grecii care asupreau um, pe iudei au fost izgoniți de această revoltă condus de Iuda Macabei. Chiar și aceste ramuri de palmieri erau simbolice de aspirațiile lor pentru eliberarea politică. Nu erau așa de mult o adorație la adresa lui Hristos, nu erau așa de mult că vroiau ca să... Uh, 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 Astupe pământul, ca nu cumva fiul lui Dumnezeu să pășească pe pământul murdar. Am auzit tot felul de uh, exegeze din astea ciudate. Ramurile acestea de palmieri erau un simbol care a fost folosit pe monedele din cea de-a doua revoltă macabeană. Și ele erau prezente acum ca să spună, să transmită mesajul avem speranțe că vine o nouă revoltă. Echivalentul, de exemplu, pentru noi în România ar fi dacă vedem oamenii care scot steagurile, tricolorul decupate la mijloc unde era stema comunistă. Da? Este un simbol clar care spune: Vrem revoluție! Ne-am săturat să fim asupriți. Și asta declarau ei prin acest simbol și prin cuvintele care le rosteau. Cu siguranță, poporul aștepta ca Isus să intre în mod triunfal în cetate pe un cal de război, să încite poporul la luptă și să izgonească o dată pentru totdeauna pe romani din cetatea lor. Dar Isus este un alt fel de rege. Isus este un alt fel de împărat și în mijlocul haosului el face ceva total neprevăzut. 500 de ani în urmă, Zaharia scrie și putem urmări în Zaharia 9 cu 9, saltă de veselie fica, fica, Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe, un, pe mânzul unei măgărițe. El nu vine... Într-un car de război, el nu vine călare pe un cal alb, el nu vine cu o sabie, scoasă, el vine în mod um, umilit, în mod pașnic pe un măgăruș, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Hristos, făcând asta, se identifică în mod clar cu Mesia de mult așteptat de poporul Israel. Mesajul care îl transmite Domnul Isus este extrem de clar. Isus nu este ca alți împărați. Iisus nu este ca și Cezar. Iisus nu este ca și Napoleon. Iisus nu este ca și niciun împărat omenesc. Într-adevăr, măgărușul, măgarul este un animal regal, folosit de împărați ca un simbol de pace. Dar poporul Israel în acel moment nu vroia pace. Poporul Israel în acel moment nu vroia un Mesia spiritual. Poporul Israel în acel moment vroia un luptător, un războinic, un eliberator politic. Și dacă ar fi înțeles ei mesajul Domnului Isus Hristos, care de altfel era extrem de clar, s-ar fi întors împotriva Lui. Și vedem că la scurt timp, când înțeleg mesajul său, se întorc împotriva Lui. Dacă citiți Evanghelia după Ioan, veți vedea că fiecare moment în care este aparent că oamenii îl primesc pe Hristos, că Hristos are o victorie în fața poporului, este urmată de o dezamăgire cu atât mai mare, o respingere cu atât mai mare. Da? Hrănește 5.000 de oameni, îl caută ca să-l facă rege. Și când le spune, hei, eu nu sunt aici la cheremul vostru numai să vă dau de mâncare, eu vreau să vă dau pâinea vieții. O, de asta nu avem nevoie. Noi am crezut că tu ne dai de mâncare, că tu o să ne dai tot ceea ce avem nevoie pe această lume. Fiecare aparentă acceptare a lui Hristos este urmată de o trădare a lui, de o respingere a lui. Ioan spune că nici măcar ei nu înțelegeau ce se întâmpla, ucenicii. Nici măcar ucenicii lui nu înțelegeau. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri la început, dar când Isus a fost proslăvit și au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre ele. Deci ele știau aceste lucruri, știau că sunt Sfintele Scripturi, dar erau și ei așa de orbiți de atmosfera de acolo, de aspirațiile politice. Ce se gândeau ei? Dacă Isus ăsta al nostru devine împărat, îți dai seama ce miniștri vom fi noi. Răsturnăm un imperiu roman și de la simpli pescari vom fi dintr-o dată miniștri în guvernarea lui Hristos. Și-au uitat de Zaharia 9 cu 9 și de Isaia 53. Au uitat de tot ceea ce a învățat Domnul Iisus Hristos timp de trei ani de zile. Dar când Isus a fost proslăvit și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le-au împlinit cu privire la El. A fi o lecție întreagă doar în acest verset despre ceea ce înseamnă concurența și compatibilitatea omului în lucrarea lui Dumnezeu. Ați observat ce se întâmplă? Și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise. Când erau scrise? Pe Zaharia 9 cu 9 a fost scris, de exemplu, cu 500 de ani înainte de intrarea triumfală în Ierusalim. Da? Deci aceste lucruri erau determinate. Ele trebuiau să se întâmple, da? Asta este planul suveran al lui Dumnezeu. Și, zice Ioan, că ei, ei ucenicii, ei le-au împlinit. Și ei nu găsesc nicio contradicție în aceste două, da? Pentru că voia suverană a lui Dumnezeu, da? Voia suverană a lui Dumnezeu este compatibilă perfect cu, așa zisă, voința liberă a omului. Omul face tot ceea ce vrea el și se întâmplă tot ceea ce a decis Dumnezeu. Da? Omul are o voință Lui și, în mod concurent, voința lui Dumnezeu, deci, în același timp, voința lui Dumnezeu lucrează prin, în și deasupra voinței umane. Nu există nicio contrazicere. Tot ceea ce se întâmplă de la măgărușul pe care a intrat Isus în Ierusalim, până la crucificarea lui și până la fiecare moment din viața ta, a fost planificat înainte de temerea lumii în mintea lui Dumnezeu. Aleluia. Și asta nu înseamnă că nu tu le împlinești aceste lucruri. Da? Biblia prezintă o învățătură care spune că suveranitatea lui Dumnezeu în toate lucrurile este deplin compatibilă cu libera ta acțiune în această lume. Tot ceea ce s-a întâmplat, spune Ioan, erau scrise despre el și ei le-au împlinit cu privire la el. Atmosfera la Ierusalim era absolut incendiară. Gloatele vuiau, cei care l-au văzut pe Lazar în via din morți au dat zvonul prin toată cetatea despre ceea ce au văzut. Și acum toți curg, toată mulțimea aceasta curg înspre Isus ca și valuri de oameni dornici să întâlnească pe cel care ei sperau că îi va elibera de sub asuprirea romanilor. Uitați aceste două valuri de oameni la versetul 17. Mulțimea care fusese cu el, când îl chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase dintre cei morți, depunea mărturie în continuare. Deci avem primul val de oameni care se îndreaptă spre Hristos în cei care au văzut cu ochii lor. Da? Și ei caută, în mod continuu căutau, cum îl găsim înapoi pe Hristos, cum putem ca să intrăm în contact cu El. Și oriunde mergeau, ei depuneau mărturie despre ceea ce au văzut. Este imposibil. Aproape imposibil ca să vezi un om adus la viață și să nu spui tuturor despre asta. Numai creștinii sunt în stare să vadă oameni în viață din morți, să-ți vadă pe ei însuși născuți din nou și să tacă despre asta. Să știe că cu câțiva ani în urmă erau în mormântul firii, erau morți în păcatele lor, erau condamnați la iad și astăzi sunt vii. Astăzi, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin lucrarea Duhului Sfânt, privesc slava lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Și nu spun nimic nimănui. Oamenii aceștia care l-au văzut pe Lazar, chemat de Hristos din mormânt, depuneau mărturie în continuare, în mod constant. Mergeau la servici și nu putea să vorbească despre altceva. Mă, eu am fost acolo. Când a zis, Lazar, ieși afară, eu am fost acolo. Și l-a chemat și a ieșit. Eu am fost acolo. Când eram un păcătos și un nemernic și un revoltat împotriva lui Dumnezeu. Și când prin cuvântul său a zis, Mihai, ieși afară. Tu păi ai fost acolo când te-a chemat, Cristi, ieși afară. Ciprian, ieși afară. Depunem noi mărturia aceasta în continuare. Și al doilea val este mulțimea care l-au întâmpinat, mulțimile care au auzit acest semn, da? Și au venit ca să-l întâmpine pentru că auziseră că făcuse acest semn. Și vedem că sunt acolo prezenți pe scenă și farisei. Farisei, evident, sunt critici, sunt cei care vor să scape de Domnul Isus. Fariseii ziceau între ei, vedeți că nu câștigați nimic. Iată că lumea se duce după el. Da? Ei aveau probleme politice. Ei nu interesau că l-a înviat de Lazar, pe pe ei nu interesau despre romani, pe ei nu interesau probleme, nimic pe interesau că dacă noul împărat își ia locul pe tron, ei își pierd slujbele. Asta era problema problema lor, da? Vedem că mai există încă un val de oameni și anume chiar și cei de departe. Chiar și neamurile sunt reprezentate aici. Ioan ne arată că participă și neamurile la acest eveniment. Versetul 20. Erau și niște greci printre cei care se duseseră la sărbătoare ca să se închine aceștia s-au dus la Filip, care era din Betsaida Galilei, și l-au rugat, zicând, Domnule, dorim să-l vedem pe Isus. De ce doreau? Probabil că au auzit și ei despre Isus, au auzit și ei despre lucrările lui. Filip s-a dus și i-a spus lui Andrei. Apoi, Andrei și Filip s-au dus și au spus lui Isus despre acești oameni, despre acești greci care îl căutau. Reticiența care o prezintă Ioana aici este uh, palpabilă, o poți simți. Deci se duc acești oameni și zic, vrem să-L vedem pe Iisus. Da? Uh, și Filip zice, măi, nu știu, împăratul iudeilor, știi? Mergem la încoronare, voi sunteți greci. Stai să-L întreb pe Filip, să vă ce zice și Filip, da? Deci vedem distanța care deja o pun ei, iudeii, între ei și împăratul lor, care îi va elibera de romani și acum vor fi o națiune puternică și grecii ăștia care au venit și ei la sărbătoare. Și merge la film și ok, uite, vin și grecii ăștia și tot insistă, ce să facem? Nu știu dacă împăratul iudeilor vrea ca să discute cu niște greci. Până la urmă, prin insistența lor, prin insistența lor, vedem că acești greci primesc o audiență și ei și ajung ca să-L vadă pe Iisus, probabil împreună cu toată mulțimea. Să știți că prezența lor, prezența grecilor la paștile iudeilor nu era ceva straniu. De altfel erau probabil multe neamuri acolo, prozeliți și nu doar. Dar includerea acestui pasaj, ca și o paranteză făcută de Ioan, este extrem de intențional din partea lui. Ioan vrea ca să sublinieze în mod foarte clar ceva distinct despre acest împărat. Așa cum știți, politica, mai ales că am experimentat alegerile acum în România, politica întotdeauna este ceva partizan. Fiecare are partidul lui, fiecare are candidatul lui, da? cei care țin cu PSD-ul nu suportă pe cei care țin cu PNL-ul, toți nu-i suportă pe cei care țin cu UDMR-ul și așa mai departe. Da? Nu știu, le-am inventat, cred că așa e, nu știu dacă așa e. Dar politica întotdeauna este ceva partizan. Lumea se împarte, există diviziuni din cauza politicii. Și aici sunt iudeii, cu simbolurile lor naționalistice, așteaptă împăratul iudeilor ca să vină să îi libereze și apar pe scenă niște greci. Și eu cred că ironia este intenționată. Ironia este că revolta macabeilor, de unde vedem că toate aceste simboluri au fost împrumutate, au fost tocmai împotriva grecilor. Și acum grecii vin și spun: Vrem să stăm de vorbă cu împăratul vostru. Și de aceea, Filip și uh, uh, ceilalți ucenici sunt reticenți și zic: Stați un pic. <laughs> noi, nu, noi nu avem treabă cu neamurile, cu grecii. Noi luptăm împotriva neamurilor. Da? De ce vrea Ioan să fim uh, conștienți? de aparența lor pe scenă. De ce vrea Ioan să știm că acolo erau și neamurile care îl căutau pe Isus împăratul? De ce vrea Ioan ca să îi cunoaștem pe acești greci care sunt așa de insistenți ca să-l vadă și să-l cunoască pe Isus? Mesajul este clar. Ioan subliniază, Iisus nu este un împărat politic. Isus nu este un împărat național. Isus nu este un împărat tribal. El nu aparține unui națiun, unei etnii. Isus este ca niciun alt împărat. De altfel, dacă ne uităm peste tot în Scriptură, vedem că lucrul acesta este adevărat de fiecare dată. Faptul că nu este vorba de o apartenență națională sau etnică. Peste tot în Scriptură, de exemplu, urmează ca să vină Crăciunul, da? Și la Crăciun vedem că imediat după ce Domnul Iisus a născut la Betleem, da, vin păstorii și după aia cine apare? Într-adevăr, la o perioadă după, dar cine apare? Magii. Magii care vin de unde? De la? De la răsărit, mai probabil din Babilon. Da? Adică niște păgâni, niște oameni din neamuri, care veneau ca să se închine noului împărat. De ce ni se spune asta? Pe ca să înțelegem că noul împărat nu-i doar împăratul iudeilor, ci împăratul întregii lumi, a tuturor care să încred în el. Și Ioan sublinează același lucru. Iudeii care erau la Ierusalim priveau la Hristos și ziceau A, împăratul nostru, noi suntem iudei, el, ne va, el va stăpâni, el va izgoni pe romani. Și Ioan vine și spune, stai un pic, nu, nu așa sunt lucruri, nu stai e planul. Într-adevăr, el este întâia iudeilor, dar după aia și a neamurilor, spune apostolul, apostolul Pavel. Și lucrul acesta, tematic, aceasta continuă. Gândiți-vă la instaurarea bisericii. Da? Imediat după ce biserica este instaurată prin pogorârea Duhului Sfânt, Dumnezeu se asigură să fie foarte, foarte clar, chiar apostolilor săi, hei, biserica, Hristos, nu aparține doar vouă. Și la samariteni, și la neamuri și îl trimite, îi trimite în casa lui Corneliu să înțeleagă. Toți aveți același împărat. Nu este o chestie partizană, nu sunt partide în trupul lui Hristos. Nu sunt partide în biserica lui Hristos. Apropo de aceea, în biserica lui Hristos adevărat, este posibil să există diferențe majore care ne separă la nivel de organizare, la nivel de biserici locale, dar care nu ne separă și nu creează un zid partizan între noi în Hristos. Da? Noi suntem 100% frați cu toți cei, de exemplu, care în dimineața aceasta se întâlnesc și sunt credincioși adevărați în biserici prezbiterieni. Chiar dacă botează prunci. O spun asta ca și baptist din baptist din baptist. De ce? Pentru că Dumnezeu nu este partizan niciunei teologii până la urmă. Dumnezeu este partizan credincioșilor adevărați. Punct. Pentru că toți avem erori. Toți avem greșeli. Toți avem nevoie să fim iertați pentru teologia noastră proastă de altfel. Da? Că oricât de bun ar fi, este umană. Doar Biblia este divină. Și mesajul acesta este subliniat de Ioan. Tensiunea aceasta este injectată în mod intenționat, încât vedem că apostolii, ucenicii, sunt reticenți ca să meargă la Hristos și să-i spună despre acest greș, despre acest greci care îl caută. Să înțelegem reticența lor și să înțelegem mesajul lui Ioan. Și anume, hei, nu este un împărat ca alți împărați. Nu este împărat doar al iudeilor. Și acum, de la versetul 23, vedem că în sfârșit împăratul vorbește. În sfârșit avem o proclamație de la acest împărat. Versetul 23. Iisus le-a răspuns. A venit ceasul ca fiul omului să fie proslăvit. Puteți închipui acum cum gloatele, când au auzit aceste cuvinte, dintr-o dată au izbucnit în strigăte și în urlete de bucurie. Dintr-o dată, convinși, rețineți că în Evanghelia după Ioan, de multiple ori se duc și spun, vrem ca să fie împăratul nostru. Și Domnul Isus îi respinge. Și acum aud această enunțare de la Hristos și spun, în sfârșit, vrea și el să fie proslăvit. În sfârșit, acceptă să fie împăratul nostru. Tensiunea crește, devine mai palpabilă. Imaginez pe farisei care încep în mod frantic să se întrebe ce, ce vom face. Are toată intenția să se proslăvească. Are toată intenția ca să ia... Tronul are toată intenția să, să ne răstoarne. Imaginez că acum, auzind această proclamație a împăratului, încep și romanii să o ia în serios. Până acum era așa, o sărbătoare. Ai și iudei cu obiceiurile lor. Dar, auzind proclamația împăratului, a venit șasul ca fiul omului să fie proslăvit. Imaginez că chiar și romanii care erau prezenți își făceau probleme. Ceva zice Roma despre revolta aceasta. Sunt mulți, sunt mai mulți decât noi. Avem într-adevăr soldați în cetate, dar dacă toată cetatea se ridică împotriva noastră, oare vom putea ca să-i stăpânim? Să știți că atunci când se aplaudă pentru personaje publice, atunci când se aplaudă pentru președinți, atunci când se aplaudă pentru împărați, de fapt niciodată lumea nu aplaudă pe președinte sau pe împărat. Când noi aplaudăm personajele publice, întotdeauna, de fapt, ne aplaudăm pe noi. În ce fel? Privim la ei și aplaudăm toate speranțele noastre care le avem prin ei. Da? Îi glorificăm nu pe ei, ci ne glorificăm pe noi. Aspirațiile noastre prin cei care le-am pus la putere este ceea ce aplaudăm și aspirațiile lor prin Isus este ceea ce ei, pentru ceea ce ei strigau o sana, așa nume salvare. Ei nu erau așa de interesați de persoana Domnului Isus Hristos, ei nu erau așa de interesați de ceea ce vroia Domnul Isus Hristos de la ei, ei erau interesați de ceea ce ei vroiau de la Isus. Și asta se întâmplă aici. Sunt extrem de dispuși să-L proslăvească pe Iisus cât timp El servește dorințele lor. Cât timp El slujește ambițiile lor, ei sunt pregătiți ca să-L ridice în slăvi. Dar ce urmează, în schimb, îi șochează. Ceea ce spune Domnul Iisus în următorul verset, îi aduce la o liniște cumplită. Și toată gloata are un sentiment straniu, parcă nu știe cum să recepționeze acest mesaj. Priviți, versul 24. Adevărat, adevărat, vă spun. Că dacă bobul de grâu, uh, grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur, singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Toate gloatele care izbucneau în osanale, care strigau: Isus, Isus, împăratul iudeilor, ascultă proclamația împăratului și să face o liniște cumplită. Stai un pic. De ce vorbește despre moarte? ce cu, cu vorba asta despre moarte? Ce, cum adică să moară? Noi nu vrem un împărat care să moară. Noi vrem un împărat care să vină și să omoare pe dușmanii noștri. Cum adică să fie ca și un, 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 o sămânță, o boabă de grâu și să moară pe pământul acesta? Noi nu am nevoie de un asemenea împărat și începe revolta împotriva lui. Toată gloata, toată mulțimea, toată cetatea care erau gata să-l proslăvească, să întoarce împotriva, împotriva lui. Dintr-o dată, realizează, deși era evident de la început, că este vorba de un alt fel de împărat și de o altfel de împărăție, că împărăția acestui împărat nu este aici. Nu este politică, nu este națională, nu este etnică, nu este militară. Este un împărat care va domni prin moartea sa și nu prin război. Ilustrația este cât se poate de simplă care o dă Domnul Isus și cât se poate de inteligibilă. Când ții un bob de greu în mâna ta, ai în mâna ta toată posibila roada acelui bob. Toată. Dar până când nu-l pui în pământ și până când nu moare, el nu dă niciun rod. Și Hristos vine și spune, până când el nu va muri, rodul care el trebuie să-l aducă nu poate fi realizat. Așa este cu el. Care este mesajul? Într-o propoziție, Hristos le spune, ați greșit evenimentul. În coronarea mea nu este aici, în coronarea mea urmează să fie pe cruce. Acolo voi lua eu coroana mea. Murind, voi aduce rodul care trebuie să-l aduc. Murind, voi aduce la viață, prin, moartea, prin, moarte, prin moartea lui Hristos, el aduce la viață pe mulți. Nu intrând în cetate și asumând rolul de politician, ci murind pe cruce, pentru cei ce se încred în El. Și în versetul 25, Hristos ne explică că acest principiu ne include și pe noi. Toți ucenicii Lui, toți urmașii Lui sunt cuprinși în acest principiu, în, această, în acest mesaj al Împăratului, în această pronunțare a Împăratului. Priviți, cel ce își ce iubește viața o va pierde, dar cel ce își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Oare ne spune cumva uh, Hristos că trebuie să ne urăm viața? Nici de cum. nu. câteodată arată la versetul acesta și spune, uite, tu ca și creștin, tu, trebuie, tu nu trebuie să ai aici o bucurie, tu nu trebuie ca să fii fericit, tu trebuie să-ți urăști viața. Nu asta spune Hristos. Hristos ne învață că trebuie să murim față de sine și față de viața aceasta. Da? Cei care își iubesc viața aceasta și o pierd. Pentru că nu se uită la viața viitoare. Există un fel de a privi la viața aceasta, încât mor față de ea. Există un fel de a trăi viața aceasta, încât mor față de ea, dar trăiești față de cea viitoare, față de cea veșnică. Doar murind față de viața aceasta, găsim adevărata viață. Doar când suntem gata să lăsăm viața care o avem de care ne ținem cu toate puterile, doar atunci vom ajunge la adevărul nostru potențial, când putem muri față de păcat și când putem muri față de sine. Nu există progres de niciun fel. Nu există progres în sport, în carieră, în familie, dar nu există nici progres spiritual fără sacrificiu. Sacrificiul este necesar în orice sferă a vieții ca să progresăm. Și asta este paradoxul care guvernează și viața noastră spirituală. Este necesară moartea înainte să experimentăm viața cu adevărat. A fost necesară moartea lui Hristos ca el să ne dea viață și este necesară moartea noastră față de fire, față de viața aceasta pământească ca noi să avem binecuvântări, progrese spirituale. Dacă nu trăim o viață plină de belșug, duhovnicesc vorbind, este pentru că nu murim față de viața firească. Câteva exemple din Biblie. Pavel ne învață în 2 Corinteni 12, cu 9 de exemplu. El, el mi-a zis, harul meu ți este îndeajuns, căci puterea mea este făcută desăvârșită în slăbiciune. Așadar, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru că puterea lui Hristos să poată locui în mine. Ce ne zice Pavel? Trebuie să mori față de abilitățile tale ca să trăiești în puterea lui Hristos. Trebuie să ajungi la punctul în care zici nu pot nimic. Eu nu pot nimic. Eu n-am decât deficiențe. Și la punctul acela, puterea lui Hristos este desăvârșită în viața ta. Cât timp încerci tu să trăiești, tu să faci. Cât timp încerci tu, tu să rezolvi, cât timp încerci tu ca să lucrezi, vei fi falimentar. 1 Petru 5 cu 6. Smeriți-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca la timpul potrivit El să vă înalțe. Același principiu. Cel ce caută să se afirme, să se -ă înalțe, va fi smerit. Iar cel ce moare față de viața aceasta, față de mândria lui, față de ambițiile lui, va fi înălțat de Dumnezeu. Dacă vrem să trăim vieți de biruință, spiritual vorbind, trebuie să învățăm că viața spirituală este una de moarte față de lumea aceasta, față de păcat, că este o viață de sacrificiu. Pavel ne descrie la Roman 12 lucrul acesta în mod minunat. Roman 12, versetul 1 cu 2. Pavel spune, prin urmare, vă îndemn fraților prin îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, să vă sacrificați. Sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească din partea voastră. Și acum întrebarea este, bun Pavel, ce înseamnă să mă sacrific? Ce înseamnă să mor față de această lume? Ce înseamnă ca să uh, fiu o jertfă pentru Hristos? Și el ne explică, versetul 2, ne arată cum arată această sacrificare. Nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați prin renoirea gândirii voastre. Asta înseamnă să fii o jertfă vie. Asta înseamnă ca să mori față de această lume. Nu te conformezi față de viacul acesta. Ce înseamnă? Viacul acesta vine și spune, uite, astea sunt prioritățile. Și tu spui, nu, eu am alte priorități. Viacul acesta vine și spune, uite, astea sunt plăcerile care ar trebui să ți le dorești. Și tu spui, nu, eu am alte plăceri. Asta înseamnă ca să mor față de viața aceasta. Asta înseamnă ca să te sacrifici. Asta înseamnă ca să fii o jertfă vie pentru Hristos. Nu este o metaforă, este ceva foarte, foarte practic. Înseamnă să omori prioritățile, dorințele, principiile acestui viac și să zici, nu le vreau. Nu mă conformez acestui viac mor față de ele, trăiesc pentru Hristos. Nu poți spune că trăiești pentru Hristos și tu arăți exact ca și acest viac. Tu ai aceleași priorități, aceleași principii, tu sudui, tu furi, tu... Dar eu, eu în lăuntru, eu trăiesc pentru Hristos, frate. Moartea față de, acesta, de această viață. Să vedem familie, să vedem la servici, să vedem biserică, să vedem pe stradă, este foarte palpabilă dacă ai murit sau n-ai murit față de această lume. Vrei să trăiești o viață ca și ucenica lui Hristos? Vrei ca într-adevăr El, ca să fie Împăratul tău? Hristos ne spune ce trebuie făcut în Luca 9 cu 23. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să moară față de sine. Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Stai un pic, frate Mihai, cum? În fiecare zi? Nu doar o dată? Nu trebuie să mor doar o dată? Nu, -i, nu -i, Așa am crezut că e calvinismul. O dată mântuit pentru totdeauna mântuit. Da, așa. -i. De fapt, dacă ai fost din totdeauna mântuit, vei fi o dată mântuit. Așa e mai corect. Pe cum, cum zice Domnul Isus că trebuie să îți iei crucea și să mori față de sine în fiecare zi? N-a fost destul că am murit față de sine când m-a pocăit? Tu nici nu știi, frate, cât de rușine mi-a fost mie de colegi să pocăiesc. Câtă moarte față de sine a fost atunci. Apropo, am dubii. Dacă a fost a fost rușine să spui lumii că te-ai pocăit, am dubii că te-ai pocăit. Nu prea bat aceste două. Nu e destul că am murit față de Sine și față de această lume când m-am botezat? Știi, m m-am îngropat în apă, știi cum e simbolul, da? Așa ne explică, ne explică Biblia, că e simbolul îngropării noastre. Eu am fost îngropat, frate, în apă. Dacă ai fost îngropat în moartea lui Hristos și ai terminat-o cu lumea aceasta și ai înviat să trăiești în El. S-a fost mascăldat așa, așa cum a... Hristos spune zilnic, zilnic. Trebuie ca să iei crucea zilnic. Dacă vrei să trăiești cu adevărat, trebuie să mori zilnic. Frate, dar asta e greu. Nu? Asta e imposibil. E imposibil pentru omul firesc să-și ia crucea și să moară față de sine zilnic. Este imposibil. Este imposibil și pentru pocăit ca să o facă. Este dureros aici se aplică în mod corect pototul în Hristos care mă întărește. Nu când vrei o mărire de salar. Sau când ai vrea să-ți cumperi o casă nouă. Când trebuie să-ți iei crucea zilnic și să te pui pe ea și să zici fire pământească, te crucific și astăzi. Atunci zici pototul totul în Hristos. Fără puterea Duhului Sfânt este imposibil dar prin puterea morții și învierii lui, el face imposibilul posibil pentru copiii săi. Iisus continuă și detaliază mai amplu învățătura aceasta. Și spune, dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, adică să-și ia crucea, să moară. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl îl va onora. Acum, toți care erau acolo, vroiau să fie unde era el atunci. În osanale, în slavă, da? în admirație. Era foarte ușor ca să te gândești, mi-ar place să fiu și eu cumpăratul acesta. Dar și ce spune Hristos? Nu aici este încolo coronarea mea. În coronarea mea este pe cruce. Vrei să mă slujești? Urmează-mă. Vrei să fii cu mine? Hai cu mine la cruce. Vrei ca să fii uh, uh, ucenicul meu? Trebuie ca să treci și tu pe unde trec eu. Drumul spre glorie, fraților, trece în mod obligatoriu prin Golgota pentru fiecare credincios. Nu există glorie fără Golgota. Nu există viață fără moarte. Nu există creștere spirituală fără sacrificiu. Viața spirituală începe cu moartea. Cu moartea față de fire, cu moartea față de păcat și continuă cu o moarte față de sine până în momentul în care suntem glorificați. Asta este viața de credință. Și Pavel ne spune că această viață de credință este grea. În 2 Corinteni 4 cu 7 se spune că și întristările noastre ușoare. Ușoare. Și de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. De ce sunt ușoare? Pentru că am murit față de această viață și trăim deja împreună cu Hristos. Ne uităm la tot ceea ce se întâmplă, la toată suferința noastră și spunem merită. Să-mi iau crucea și în ziua asta. Merită pentru că slava care mă așteaptă împreună cu Hristos este așa de măreață. Este așa de frumoasă și așa de dulce încât merită orice ar fi. Frate, noi n-am gustat suferințele ușoare despre care vorbește Pavel. Unii dintre părinții noștri, din generațiile anterioare de credincioși în România, au gustat dintre ele. Pe noi, frate, am auzit când ne zic ăștia biserica de la bloc, ce ne simțiți, ce mă hulesc, mă. Stai liniștit, frate. Asta zici tu, hulă? Asta persecuție? Păi Pe, suntem o biserică la parterul unui bloc. Asta e acuritețe în vorbire, nu-i hulă. Da? Hulă și batjocoră și persecuție e când i-a luat și i-au pus în arene și au dat drumul la lei. Când i-a luat securitate de acasă și n-au mai știu dacă se întorc la copii și la familie. Când i-au lăsat cu deceniile în pușcării. Aia persecuție. Alea suferințe ușor. Viața de credință este una de suferință și de moarte. Dar este exact în suferință și în moarte unde se află biruința noastră. Este exact în moartea lui Hristos unde îl vedem cel mai clar pe regele nostru. Unde el a biruit moartea pentru noi. Vrem ca să fim ucenicii Lui? Vrem ca El să fie împăratul nostru? Trebuie să mergem unde a fost El. Trebuie să umblăm pe urmele Lui. Trebuie să umblăm spre Golgota. Și vom ajunge și noi glorificați împreună cu El. În acea zi, la Ierusalim, toți au privit la Hristos. Și toți au văzut un împărat, un mare om, un mare izbăvitor. Dar cum l-au văzut? Un împărat omenesc, un împărat politic, un împărat care urma ca să rezolve toate problemele lor pământene. Tu cum îl vezi? Astăzi, privind la Hristos din Cuvântul Său, îl vezi ca unul care a murit pentru păcatele tale? Îl vezi ca unul care te eliberează? De subosânda morții chiar prin moartea lui? Și cum vor vedea cei din jurul nostru pe Isus? Decât dacă zilnic murim față de viața aceasta și trăim pentru Isus o viață de sacrificiu, o viață plină de rod, o viață de fii, de împărați. Dumnezeu să ne ajute ca și noi să ne dăm ca și o jertfă vie. Și prin noi Dumnezeu să aducă mult rod. Asta este chemarea credinciosului. La fel ca și mântuitorul nostru, la fel ca și împăratul nostru. Să fim aruncați în pământul acesta în care Dumnezeu ne-a lăsat. Să murim și să aducem mult. Rod. Amen. Amen. Amen.